Aș vrea să trecem la marile programe de fonduri europene gestionate, care au ca beneficiari mari companii de stat. Programul de transport, programul de mediu și programul de competitivitate economică sunt proiecte mari aici care trebuie refazate pentru a nu pierde banii europeni. Care este situația la zi? Ce a acceptat până acum Comisia Europeană să refazăm pentru viitorul ciclu financiar și mai avem timp să le refazăm? Ce se întâmplă? Da, mai avem timp. Deci, în primul rând, avem proiecte fazate care nu s-au putut termina anul acesta și analizăm cât s-a cheltuit până anul acesta, cât se poate cheltui, cât se poate pentru implementarea anul viitor. Aceste proiecte fazate încercăm să fie cât mai multe. Deja am, de la 70 am pornit, avem 80 ceva de proiecte, 85 de proiecte mari. Sunt pe site, da. Deci asta e altă problemă privind transparența. După cum vedeți, v-am dat stadiul implementării post-DRU și orice întrebare aveți, vrem să le facem publice toate aceste întrebări. Chiar am avut o întâlnire cu domnul prim-ministru săptămâna aceasta și toate documentele pe care le pregătim pentru diverse situații le transmitem pe site și întrebările pe care le aveți vi le cerem. Vi le răspundem imediat. Uh-huh. Avem aceste proiecte și continuăm, deci chiar în fiecare seară stăm până târziu cu diverse instituții. Ieri am stat cu Metrorex, mai încercăm să includem câte un proiect sau altul. Problema este că ne dorim mai multe, dar trebuie să analizăm la fiecare proiect dacă se îndeplinesc condițiile, dacă există evidențe a tuturor cheltuielilor. Deci avem proiecte fazate și retrospective. Deci avem două categorii de fazate și retrospective, adică cele care finanțate inițial de Uniunea Europeană sau proiecte care au fost finanțate numai de la bugetul de stat sau de donori internaționale, împrumuturi de la instituțiile internaționale și la astea iar lucrăm și încercăm chiar și schemele ieri sau alaltă, când am discutat cu domnul ministru Curaj, să încercăm să includem bursele alocate elevilor sau studenților chiar din perioada 2007-2000. Adică bursele oferite prin programele naționale. Deci analizăm să fie decontate. Prin ce? Prin post-DRU? Post-DRU. Și cam ce valoare ar fi aici? Cam cât am putea câștiga? Valoarea poate să ajungă 40 de milioane, chiar se discută și o valoare mai mare de milioane de euro. Milioane de euro. Deci încercăm și sperăm ca la începutul anului să vă dăm mai multe date, pentru că și după masă acum mai avem cu ANOFM-ul ca să vedem schemele lor, ce scheme naționale au făcut, dar care sunt bine pregătite și bine implementate și clare, care să putem să le deci să le includem spre a fi finanțate din fonduri europene. Bineînțeles că până la sfârșitul anului trebuie să faci niște contracte cu aceste instituții, să fie foarte clar, deci noi suntem la foc continuu până pe 31 decembrie. Am făcut un calcul, e vorba de 3,3 miliarde de euro, deci fazele neterminate care ar urma să fie trecute în cadrul financiar următor la cele 80 de proiecte majore. Este o opțiune eșecul refazării? Vă dați seama că ar fi un efort uriaș dacă ar eșua refazarea, cei 3,3 miliarde de euro ar trebui să fie plătiți din bugetul de stat, pentru că altfel Comisia Europeană ne-ar retrage și banii deja absorbiți. Deci noi trebuie să terminăm cumva acele proiecte. Da, nu știu de ce să avem eșecul refazării, pentru că a fost luate, în primul rând, faptul că au fost luate la mână proiect cu proiect și vezi care e situația, îți dai seama care este și posibilitatea implementării, adică analizezi se poate implementa în 2016 sau nu. Foarte multe probleme, foarte multe din aceste proiecte chiar sunt în stadiu avansat. Peste 70, 80, 90% chiar avem
Am reușit să băgăm și aeroporturile în ultimile zile, câteva aeroporturi, care sunt chiar în stadii avansate, foarte avansate de implementare și n-au reușit. Deci, luându-le la mână, ne-am dat seama că au șanse de implementare. După ce terminăm această situație dificilă cu efectuarea plăților, începând din ianuarie, vreau să avem o comunicare foarte strânsă cu beneficiarii. Și asta este principiul meu, că, de fapt, beneficiarii sunt cei care fac programele. Noi, fără ei, nu am reușit nimica. Deci ei sunt punctul cheie al implementării și de ei depinde gradul de absorție. Da. Deci gradul de absorție nu-l facem noi din birou, îl facem beneficiari. Și din această cauză, nu știu, să găsim niște soluții de întâlniri dese, videoconferințe care sunt prin țară sau să ne ducem prin țară. Aș vrea să am o abordare de apropiere cu beneficiarii și a-i ajuta. Da, doamna, doamna ministru, da, vedeți că beneficiarii aceștia, cele mai mari proiecte sunt la beneficiarii instituții ale statului, companii de stat, Compania Națională de Autostrăzi, CFR-ul și așa mai departe, autorități mari locale. E acea autostradă Sibiu-Răștie care s-a surpat după ce a fost, ați văzut, inaugurată în campania electorală. A fost demis șeful CNADNR, dar până la urmă cum rămâne cu banii? Cine reface? Înțeleg că reface... Din păcate, aceste greșeli le plătim. Le plătim din banii statului, nu le putem suporta din bani europeni. Nu avem dreptul ca să includem plăți neeligibile în banii europeni. Adică repararea, practic, o să fie suportată de cine? De Impregilo, de anumite constructor? Sau? Deci sunt probabil anumite plăți, anumite lucrări care trebuie făcute pe costurile, pe costurile constructorului și el are obligația contractuală și depinde de lucrările contractuale. Dacă sunt proiecte, sunt anumite care depind de minister, ministerul sau statul ar trebui să plătească. Deci, funcție de ce ar trebui făcut un audit foarte clar, foarte serios pe aceste proiecte mari pentru a se vedea care este situația și a arăta care sunt situațiile reale pentru a le evita altă dată. Și această autostradă este trecută pe lista celor care trebuie refazate. Da. Este pusă în pericol refazarea din cauza acestui incident? Acum, la pericolul refazării, dacă cumva acest proiect mare, nu, facem toate eforturile să refazăm în speranța că găsim ceva din acest proiect care să fie bine făcut. Dacă avem riscul și nu putem finanța din fonduri europene acest proiect, fondurile nu se pierd, le alocăm pe alt proiect. Da. Dar este o situație în care greșelile se plătesc. În ansamblu, pe perioada 2007-2013, avem 7,7 miliarde de euro neabsorbiți la momentul actual. Da, da. Mai mulți. Da, 7,7, cam așa. Din fondurile structurale și de coeziune, nu vorbesc de agricultură sau altceva. Ce sume vom pierde prin dezangajarea automată? Aproximativ. Dezangajarea, în tabelul pe care vi l-am dat pe site, avem 1 miliard de dezangajare. Dar dezangajarea asta are mai puțină importanță la sfârșitul unui program, dar e importantă. Ea este o dezangajare pentru că ea oricum o să se reflecte în pierderea finală. Din păcate, mi-aș dori din suflet și asta a fost dorința, să absorbim cât mai mult, dar această sumă de 1 miliard care este acum, este bugetul programului se face anual. Deci există o alocare anuală pe care o consumi N plus 2, acea regulă N plus 2 sau N plus 3. Aceasta este 1 miliard dezangajarea pentru anul 2012 și pe urmă mai e 2013, care înseamnă facturile finale. Această pentru a reuși, deci primul scop este să reducem cât mai mult dezangajarea. Avem în momentul de față, am putut salva cel puțin 50% din această dezangajare, deci cu siguranță din facturile pe care le avem, 500 de milioane de euro vor fi salvați. Sperăm ultimile zile de miracole și de sprijin de la beneficiari
să putem cât mai mult. Dar cea mai mare problemă, la fel, programul de resurse umane. Deci eu sper ca să salvăm celelalte programe și să nu avem dezangajări la celelalte programe. Da. Dar la resurse umane e posibil să fie 300-400 de milioane de euro, dezangajare. Bani pe care nu vom mai putea să-i mai... Da, dar fac parte din pierderea finală, într-un fel. Dacă facem un calcul, cei 30% care ar rămâne neabsorbiți, da, după, să zicem, previziunile dumneavoastră cele mai optimiste, da? Înseamnă în jur de 6 miliarde de euro, cam așa ar însemna. Da. Deci 1,5 miliarde trebuie să mai plătim, 1,5 miliarde ca să ajungem la această 70%. Da. Deci, practic, 6 miliarde de euro atât pierde atâta nu a reușit România teoretic, să absoarbă. Teoretic, dar aceste sume le vom ști abia la sfârșitul anului 2016, de fapt, când sunt facturi restante, când vedem finalizarea proiectelor, când vedem care sunt... Când se trage linie. Când se trage linie. Abia atunci vom ști și... Da. Dar știți care e, de fapt, problema cu fondurile europene? Ce, practic, ce intrigă cel mai mult? Pentru că noi și acum, vedeți, și toată lumea vorbește despre fondurile pe care nu reușim să le absorbim, pe care le-am ratat, să zicem. Dar haideți să ne uităm și la fondurile pe care le-am absorbit, pentru că avem în jur de 19 miliarde de euro sol pozitiv în relație cu Uniunea Europeană în ultimii 9 ani, deci din 2007 până acum. Deci ceea ce am primit de la Uniunea Europeană ca fonduri europene pe toate programele posibile, agricultură, structurale, preaderare, tot ce s-a absorbit, minus contribuția noastră, înseamnă în jur de 19 miliarde de euro din cifrele pe care le-am văzut la Ministerul de Finanțe. Ce s-a făcut cu acești bani? Că aici este lucru cu adevărat important. Calitatea proiectelor. Pentru că până una alta, 40% din populația României continuă să fie în risc de sărăcie și excluziune socială. Populația de la sate, aproape majoritatea locuitorilor de la sate, nu beneficiază nici de drumuri ca lumea, aproape deloc uneori, nu beneficiază de apă curentă, de canalizare, au acele, să le spunem, toalete în curte. În școli, da, la școli. La școli, la fel... Nu, România nu arată ca o țară a Uniunii Europene după 9 ani de absorpție, de bani pompați, cei aproape 20 de miliarde de euro pompați efectiv în România. Unde s-au dus banii ăștia? Aveți mare dreptate. Nevoile României sunt foarte mari pentru a ajunge la standardele medii, măcar ale Uniunii Europene, și avem mult de făcut încă în domeniul sănătății și educației și infrastructurii. Deci astea sunt trei domenii pe care orice guvern ar veni ar trebui cu prioritate să se aplece și cu seriozitate să reușească să facă ceva și să recuperăm aceste decalaje. În primul rând, aș vrea să spun că noi discutăm de 19 miliarde de la Uniunea Europeană, dar ar trebui să ne uităm și la fondurile naționale și de la bugetul național de investiții, care este mult mai mare. Am făcut niște analize cu Banca Mondială chiar anul trecut când eram la BERD, și fondurile Uniunii Europene nu acoperă mai mult de 15-20% din totalul de investiții posibile a se face în România. Deci numai acești bani, de fapt, reprezintă numai 15% din potențialul de investiții al României la nivel central și local. Adică s-a făcut o analiză extrem de complexă la fiecare oraș, comună, județ, și ar trebui, deci ne uităm foarte mult și este foarte important transparența și ce se face cu fondurile europene, dar trebuie să se înțeleagă că există foarte multe alte oportunități care să ducă la dezvoltarea acestor domenii. În ceea ce privește, deci primul lucru, asta ar trebui să facă România, să ne uităm la tot ce înseamnă investiții și să le dăm pe lucruri utile, pe programe, pe strategii. Și poate că sar de la una la alta, dar o altă rol pe care îl are Ministerul Fondurilor Europene și ar vrea foarte mult să-l întăresc, este rolul de coordonare. Coordonarea al condiționalităților ex-ante, de exemplu, din acordul de parteneriat, care n-ar trebui să le luăm ușor, sunt extrem de importante și fiecare condiționalitate, de fapt, reflectă politica europeană și națională în acest domeniu. Deci, noi trebuie să facem
strategia de infrastructură de școli, servicii de școli, strategia de sănătate, ce ne trebuie, ce servicii, ce infrastructură. Odată ce avem până la sfârșitul 2016, avem un număr de 36 de condiționalități mari, care, de fapt, e interesul nostru să le facem, pentru că sunt strategiile noastre sectoriale și ne dăm seama care sunt nevoile de școli, de spitale, în toate domeniile, de drumuri, și acelea să fie prioritățile noastre pe următorii 20 de ani. Deci, până nu avem aceste strategii, și pe urmă vedem, astea îi plătim din fonduri europene, astea le plătim prin fonduri naționale. Pentru că ce am observat, nu există o legătură foarte strânsă între ce finanțează fonduri europene, ce finanțează fondurile naționale. Da. Nu v-am adus, dar cred că am pus pe site domeniile pe care le-au finanțat până acum fondurile europene. Și avem și educație, și cercetare, și sănătate, și aceste fonduri trebuie să se adauge efortului național intern pentru diferite zone. În ceea ce privește calitatea, deci e un lucru care mă doare foarte mult și vreau să-l schimb. Dacă pot să am răgazul să pot schimba acest lucru, în primul rând, o eficientizare foarte mare a banilor. Cu 300.000 de euro poți să faci și destul de multe, nu-ți trebuie milioane de euro. În primul rând, de analizat proiectele de asistență tehnică, bugetele de pregătire a proiectelor, să fie un cost efectiv, adică să știi că se pot face din experiența pe care o am cu celelalte țări și în proiectele gestionate. Cred că undeva e supraestimat, sunt supraestimate costurile pentru diverse proiecte. Deci o analiză, dacă pot să termin, vreau o analiză foarte bună a bugetelor alocate pe diferite proiecte. Acum se pot, ca să îmbunătățim calitatea, vreau să fac o mică reformă în ceea ce privește implementarea proiectelor de infrastructură mari, în special proiectele majore, pentru că există anumite blocaje care au dus la întârziere. Blocaje datorate și unui cadru legislativ. Păi și ce puteți face? Intrați peste regii asfaltului? Ce o să faceți? Reglementări. Peste... Suntem ministere care fac reglementări și politici. Există deficiențe în ceea ce privește pregătirea proiectului, studiu de fezabilitate. Studiu de fezabilitate, studiu tehnic, modelul de contract, acestea sunt standarde făcute de ministere la nivelul la nivelul guvernului. Deci să încercăm să rezolvăm această problemă de conținut a acestor documente, ca să nu mai fie după aceea divergențe de interpretare, diferențe de interpretare și reducerea. Deci, cel mai bine este de unit studiul de fezabilitate cu studiul tehnic și îl faci odată bine, decât să repeți și să iei de la început. Să-l faci, mai bine faci ceva bine de la început, decât să repeți, vin consultanță. Deci, în momentul de față, ai consultanți care fac studiul de fezabilitate, consultanți care fac studiul de fezabilitate, alți consultanți care fac aplicația pentru comisie, alți consultanți care fac studiul tehnic, sau se unește studiul tehnic cu construcția și atunci vezi că studiul de fezabilitate spunea altceva. Deci, cred că rezolvarea problemelor din acest ciclu va aduce mult bine implementării proiectelor de infrastructură mare. Da, nu știu, pare așa simple cum le spuneți dumneavoastră, dar ce nu s-a făcut până acum? Sperăm să le facem acum mai bine.